Industria nunților este la pământ din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Incertitudinea a fost literă de lege în 2020, iar 2021 nu pare să fie foarte diferit. Așa că s-a luat în calcul inclusiv ca invitațiile să fie doar pentru cei testați sau pentru cei cu pașaportă de vaccinare. Sălile de evenimente sunt goale, furnizorii sunt în pragul falimentului, iar tinerii care vor să se căsătorească nu știu ce se va întâmpla. Un lucru este cert, aceștia nu își mai pot anula evenimentele pentru mult timp, așa că ne așteptăm să mergem la o nuntă doar cu test sau dacă ne-am vaccinat deja. Ar trebui să-i lăsa să facă. Că ce să facă tinerii cu ziua de azi? Unde să facă? În câmp? Unde să se ducă? Nici acolo nu-i lasă. Să le fie rușine că și-a bătut joc de tineri, dar tineretul i-a votat majoritatea. Vreau să se facă nunți doar cu cei vaccinați sau cu testarea invitaților? Ce părere aveți? Dacă ăștia spun că să nu fie aglomerație la nunți, de ce să se facă? Părerea mea. Dacă spune să nu fie mai mult, eu am avut o înmormântare, am avut 10 oameni. M-am încădat în lege. Ori facem o lege pentru toți, ori facem pentru separat. Că nu este posibil să facă așa ceva. Ei organizează partii peste partii pentru ei, pentru cei care sunt puși într-o funcție, right? Fac abuzuri, cei de pe stradă nu au niciun drept. Așa că, până când, doar fiind uniți, vom putea realiza ceva, să fim împreună, să răspunem cuvântul și propriile opinii. Decorurile la care visează mirii când se gândesc la ziua cea mare rămân doar niște realități virtuale. Pandemia a dat peste cap planurile a peste 128.000 de cupluri care voiau să-și unească destinele.